Anual în Europa mor 25.000 de persoane din cauza unor infecții luate în spitale și asta pentru că avem o imunitate scăzută. Nu știm cum și când să luăm pastile. Studiile arată că românii sunt printre europenii care obțin cel mai ușor antibioticele fără să treacă pe la medic. De ce luăm atât de multe pastile, ne spune Corina Crăciun. Corina. Bună ziua! Într-adevăr, luăm foarte multe pastile și răspunsul este cât se poate de simplu, pentru că așa ne-am obișnuit. 40% dintre români iau antibiotice chiar și pentru o banală răceală. Suntem pe locul întâi în Europa când vine vorba de luat pastile. Însă ceea ce nu știu oamenii este că antibioticele nu ne fac bine nici de răceală, de gripă sau de tuse, ci ele se iau numai în cazul unor infecții bacteriene, de exemplu după o intervenție chirurgicală. Așadar, mare atenție cum luați pastilele. Trebuie să le luați numai la prescripție medicală, numai cum vă spune medicul, nu le luați pe cele mai scumpe în ideea că sunt mai eficiente și nu întrerupeți tratamentul chiar dacă vă simțiți ceva mai bine. Oana? Mulțumesc pentru informații, Corina. Iată ce...